Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum că a trecut și deschiderea anului școlar, au trecut toate emoțiile, am văzut că au fost diverse evenimente, nu știu ce primar politician de undeva a făcut deschideri viteză. Da, turul școlilor. 17 școli într-o dimineață. Păi e foarte dificil. Eu zic că e de apreciat. N-ar trebui blamat pentru chestia asta. Adică omul a făcut un efort să... Dar sunt mulți politicieni care au făcut școli viteză, masterate în 3 luni, lucrând... Abia asta e o problemă. Da, două facultăți odată, știi, diplome luate la mulți ani diferență, dar așa, în câteva luni, deci asta cu școlile viteză la politicieni... Sunt unii de nici nu-și mai aduc aminte ce școli au făcut. Atât de repede au trecut. Exact. Da. Și doamna inspector școlar din Dâmbovița, există în județe, știți foarte bine, inspector școlar generali. Dânsii ar trebui să ocupe aceste posturi în urma unor concursuri și să fie... ar trebui să fie apolitici sau să nu aibă legătură cu politica pentru că se ocupă de școală. Ce caută politica în domeniul școlar? Dar sunt cei mai mulți dintre ei numiți prin faimoasele detașări. Adică sunt numiți politic. Ce întâmplă? Da. Și temporar, cât sunt cuminți, stau acolo în funcție. Doamna respectivă e membru PSD și profesor de franceză, înțeleg, pentru că de ce nu? Și dânsa a fost invitată la deschiderea anului școlar la un colegiu teologic din județ. În Dâmbovița, zici. În Dâmbovița, da. Și a fost poftită să spună câteva cuvinte. Discursul a fost bombă. Câteva a spus. Da, a spus câteva, chiar câteva cuvinte. Un mesaj de încredere pentru școala românească. Să o ascultăm pe doamnă. Mă onorează această prezență și... sunt foarte, în primul rând, sunt foarte emoționată să mă aflu aici. Școala este un mijloc prin care noi școala este un reper în care formează personalități solide. De aceea vreau să vă spun că diversitatea este una dintre principiile care stau la baza educației. Cadrele didactice au... vă rog să mă scuzați. Da. Asta e, dânsa are emoții, ce să-i faci? Cred că așa era Viorica la începuturi. Doamna Dencilă. Da. Mamă, ce mișto ar fi să... avea debit un pic mai mare decât doamna asta, dar altfel... Doamna Adriana Magdalena Tutose. Mi-a amintit de doamna. Eu cred că doamna Viorica... pe parcurs a prins tupeu, nu... Pe asta zic. Revenit un pic. Și-a prins claxon, cum se zice. Da. Da, mă, nu e ușor să... știți bine că nu e ușor să ții un discurs în fața unor oameni care așteaptă de la tine lucruri. E ce cer profesorii de la copii zi de zi, în fiecare zi, ani de zile, da? Să poată să se ridice în picioare și să spună lecția la tablă. Adică, dacă ar fi fost un elev care să spună lecția în felul ăsta... Îl călca în picioare. Bă, nu știu că îl călca în picioare, dar în cel mai bun caz îl trimitea la loc și chema părinții. Dar e clar că nu a învățat ce trebuia să învețe sau mă gândesc. Nu știu. Bun, ok. A avut emoții, asta e. E greu să fii inspector școlar general numit de partid când poate n-ai dat un concurs și nu ai vocație pentru asta. N-a apucat să mulțumesc că nimănui, ai observat? Da. În acest discurs, care are cât? 1 minut și 14 secunde. A, tot e bine. 1 minut și 14 secunde e probabil mai mult decât pot să spună unii dintre elevi la școală de franceză, la ora de franceză, înainte să ia 4, să fie trimiși la loc. Avem termine votre devoir? Aujourd'hui... Deci nu ți-ai făcut lecția, elev mardare. Catră. Catră, era nasol. Venea vec votrăper. Cum? Tale cop. Sank, sank. Sank, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.